Săptămâna aceasta, edilul șef a fost prezent la un nou termen de judecată în dosarul Gloria. Magistrații Curții de Apel au amânat cauza și au dispus ca următoarea înfățișare să aibă loc luni, 1 februarie, semn că procesul se apropie de final. Fiecare om are emoțiile lui, având în vedere că sunt nevinovat, să știți că probabil lucrurile vor decurge așa cum ar fi normal într-o justiție românească dreaptă. Edilul șef Constantin Boșcodală a ținut să precizeze că procurorii DNA care l-au trimis în judecată au argumente pe care le-a demontat în cadrul procesului. Eu v-am spus, eu am mare încredere când ești nevinovat și când de fapt ai făcut toate lucrurile conform legii și un specialist DNA spune că nu e așa și că știe numai el cum trebuie făcute, eu vă spun că nu e. În România nu poate să existe o asemenea poziție. Implicată recent și într-un scandal sexual, după ce, către mass media, a fost distribuit un filmuleț compromițător, fostul lider al PSD Buzău spune că nu a făcut până acum nicio plângere penală, dar că are câteva bănuieli cu privire la persoanele care s-ar afla în spatele atacului. Trebuie să vă spun că încă avocatul meu studiază, pentru că, în primul rând, este vorba și de despăgubiri civile pentru asemenea lucru. Nu bănuiți pe nimeni? Ba da. Vă rog, nu vreau să discut acest subiect. Dar nu știți cum adversarii sunt în general din partea partidului. Reamintim că la termenul de marți de la Curtea de Apel Brașov, instanța a dispus o amânare la solicitarea avocatului ales al inculpatului Constantin Boșcodală pentru garantarea dreptului la apărare, magistrații stabilind ca următoarea înfățișare să aibă loc într-un timp foarte scurt, mai precis pe 1 februarie.